Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei elevi! Alături de voi sunt din nou eu, Nadia Cazacioc, profesoara voastră de chimie. Astăzi urmează o nouă etapă în studiul substanțelor și fenomenelor chimice din viața noastră. Tema noastră de astăzi este fenomene fizice și chimice. La finele lecției vei reuși să operezi cu noțiunile de fenomen fizic, fenomen chimic, reacții chimice. Să compari fenomenele fizice și chimice. Să identifici fenomene chimice în baza semnelor reacțiilor chimice. La lecția precedentă am studiat proprietățile substanțelor, care sunt principalele proprietăți ale apei și ale sării de bucătărie. Sarea de bucătărie are stare de agregare solidă, culoarea albă, fără miros, inodoră, gustul sărat, solubilă în apă și punctul de topire 801 grade Celsius. Apa are starea de agregare solidă, lichidă și gazoasă. Corect, apa poate fi găsită în trei stări de agregare. Lichidă este apa pe care noi o consumăm, solidă este gheața, gazoși sunt vaporii de apă. Culoarea apei este transparentă, lipsită de miros, adică inodoră, punct de topire 0 grade și punct de fierbere 100 grade Celsius. Ce se va întâmpla dacă vom dizolva sare de bucătărie în apă și vom lăsa paharul cu amestecul la soare pe câteva zile? Agățăm de el un creion și o ață și o scufundăm în acea soluție. O minune! Vom observa cum în pahar și pe ață vor apărea cristale albe de sare. De ce? Apa s-a evaporat, trece din stare lichidă în stare gazoasă, iar sarea s-a cristalizat. Din soluție se formează cristal. Nu s-a schimbat compoziția substanțelor, se schimbă doar starea de agregare. Concluzie, dizolvarea sării, evaporarea apei și cristalizarea sării sunt fenomene fizice. Ce proprietăți are fierul din care sunt alcătuite mai multe corpuri pe care le întâlnim zilnice? Șuruburi, țevi, cuțite, piulițe, cuie. Observați, cuiul de fier este un corp fizic alcătuit din substanța fier, care este în stare de agregare solid, culoare gri și luciu metalic. Cunoașteți că fierul este atras de magnet. Observați acest lucru. Nu toate metalele sunt atrase de magnet. Asta este o proprietate fizică caracteristică doar fierului. Analizați aceste cuie de fier. Unul care a stat la uscat are luciu metalic, culoare metalică luceasă, iar cel care a stat în mediu umed în prezența oxigenului și-a schimbat culoarea. De ce? A avut loc o reacție chimică, iar schimbarea culorii este semnul acestei reacții chimice. Cunoaștem că fierul conduce curentul electric și căldura, deci metalele posedă conductibilitate electrică și termică. De exemplu, fierul decărcat are o talpă metalică, care se încălzește când punem fierul în priză și se răcește când îl scoatem din priză și nu folosim curentul electric. Deci, în rezultatul acestor fenomene, compoziția fierului nu se schimbă. Cum ne dăm seama care din aceste proprietăți sunt fizice și care sunt chimice? Desigur, atunci când vorbim despre ruginirea fierului, vorbim despre schimbarea culorii. Însă atunci când vorbim de conductibilitate termică sau electrică, vorbim despre o proprietate fizică a fierului, compoziția substanței inițiale în cazul dat rămâne neschimbată. La fel ca și în cazul topirii gheții, compoziția apei rămâne neschimbată, își schimbă doar starea de agregare. La fel, o proprietate fizică a apei este temperatura de fierbere egală cu 100 de grade, iar evaporarea apei este un fenomen fizic. În natură, apa se evaporă, vaporii se condensează. La temperatura de 0 grade, apa îngheață, iar gheața se topește, transformându-se din nou în lichid. Deci, atunci când se schimbă starea de agregare, compoziția substanței rămâne aceeași. Proprietățile sunt însușiri de bază ale unei substanțe, caracteristicile care o reprezintă, iar transformările ce au loc în natură se numesc fenomene. Spre exemplu, voi zilnic vă întâlniți cu fenomene ca
ruginirea fierului, înnăclirea laptelui, arderea gazului natural, îngălbenirea hârtiei, fermentarea sticlei, fermentarea sucului, transformările substanțelor fără schimbarea compoziției acestora se numesc fenomene fizice. Deci, putem constata că proprietățile fizice sunt cele care generează fenomene fizice. Încă de la orele de fizică, voi cunoașteți că mărunțirea unui drop de sare, micșorarea mărimii cristalelor, atragerea unui cui de către magnet sunt fenomene fizice. La rândul lor, fenomenele fizice pot fi de mai multe feluri. Mecanice, precum mărunțirea și tăierea, termice, precum dilatare și solidificare, electrice, precum conducerea curentului electric, magnetice, atragerea unui cui de fier de magnet, optice, reflexia și refracția luminii. Care sunt fenomenele chimice? Oțetirea vinului? De ce? Pentru că se schimbă gustul și mirosul. Ce se întâmplă la arderea lemnelor? Se degajă lumină și căldură. Ce se întâmplă la ruginirea unui cui de fier? Se schimbă culoarea. Ce sunt acestea? Sunt semne ale reacțiilor chimice. Ce sunt fenomenele chimice sau reacțiile chimice? Fenomenele însoțite de transformarea unor substanțe în altele se numesc fenomene chimice. În aceste transformări se modifică compoziția substanțelor și se obțin substanțe cu proprietăți noi. Să cercetăm prin experiment real cum are loc degajarea gazului, schimbarea culorii, formarea precipitatului și dispariția lui. Experimentul numărul 1. Într-o eprobetă preluăm probă de sodă de bucătărie. Adăugăm puțin oțet. Apare o spumegare intensă și degajarea gazului. Semn că a avut loc o reacție chimică. Într-o eprobetă preluăm proba de sodă de bucătărie. Fiți foarte atenți, citiți pe fiecare vas pentru soluții sau substanțe eticheta. Iată, noi aici avem sodă alimentară, natriu HCO3. Preluăm o probă de sodă alimentară. O transpunem în eprobetă. O pipetă preluăm proba de acid acetic. O adăugăm la soda de bucătărie. Se observă o spumegare intensă și degajare de gaz. Experimentul numărul 2. Luăm o soluție de carbonat de sodiu. Adăugăm clorură de calciu. Ce observați? Se formează un precipitat alb. Am obținut cretă în eprobetă. Fiți atenți, prin magie, asta dispare. În acest moment a avut loc o reacție chimică. Observăm semnele reacțiilor chimice precum formarea precipitatului și dispariția precipitatului. Luăm o soluție de carbonat de sodiu și o transpunem în eprobetă. Adăugăm soluție de clorură de calciu. Ce observați? O magie. Cretă în eprobetă. Și acum fiți foarte atenți. Urmăriți cu atenție. O altă magie, încet, creta noastră dispare. Observați dispariția precipitatului și degajarea gazului. În acest moment a avut loc o reacție chimică. Observăm semnele reacției, formarea precipitatului și dispariția precipitatului, degajarea gazului. Experimentul numărul 3. Turnăm într-o eprobetă 1 ml de bază. Adăugăm fenoftaleină. Apare culoarea zmeurie. Și fiți foarte atenți și aici are loc o magie. Dispare culoarea zmeurie. Semn că a avut loc din nou o reacție chimică. Turnăm într-o eprobetă 1 ml de bază. Fiți foarte atenți, în cazul nostru citim eticheta, este natriu H. Adăugăm fenoftaleină.
Ce magie, apare o culoare zmeurie. Observați o altă magie, culoarea noastră dispare. Ce semne al reacțiilor chimice ați văzut? Apariția și dispariția culorilor. Cum ne putem da seama că a avut loc un fenomen chimic? Este suficient să observăm unele semne caracteristice reacțiilor chimice. Am discutat cu voi despre proprietatea chimică a fierului de a rugini, de a-și schimba compoziția chimică în prezența apei și a oxigenului. Deci, despre un fenomen chimic, semnul căruia este schimbarea culorii. Principalele semne ale reacțiilor chimice sunt schimbarea culorii, apariția și dispariția mirosului, eliminarea gazului, degajarea sau absorpția căldurii, luminii, formarea sau dizolvarea precipitatului, schimbarea gustului. Ruginirea fierului în mediul umed este o reacție chimică, semnul căreia este schimbarea culorii. La arderea lemnelor se observă degajare de căldură și lumină, la fel ca și la arderea gazului natural. Fii atent la imagine și identifică fenomene fizice care sunt reprezentate în circuitul apei. Evaporarea, solidificarea, condensarea, topirea. Care sunt principalele asemănări și deosebiri dintre aceste fenomene? Temperatura de solidificare și de topire este una și aceeași pentru apă, 0 grade Celsius. La solidificare, un corp lichid trece în stare solidă. La topire, un corp solid trece în stare de agregare lichidă. Evaporarea este un proces lent de transformare a stării lichide în gazoase. Condensarea este opusul evaporării, trecerea de la starea gazoasă în stare lichidă. Și acum, ce ați observat în imagine? Arderea lemnelor, degajarea fumului, dioxidul de carbon, degajarea de lumină, schimbarea compoziției inițiale a lemnului în cenușă și dacă ați fi alături, ați fi simțit și degajarea de căldură. Deci, spunem că arderea lemnelor este un fenomen chimic. Imaginea 2 reprezintă o butelie de apă carbogazată, care în momentul deschiderii capacului se degajă un gaz, deoarece are loc descompunerea apei carbogazate în apă și dioxid de carbon. Fiți atenți! Ce observați în imagine? Schimbarea culorii? Ce vă spune acest lucru? Corect că a avut loc o reacție chimică al cărei semn este schimbarea culorii. Observați pe slide, avem 9 fenomene. Care din ele sunt fenomene fizice și care chimice? Gândiți-vă! Topirea cuprului, schimbarea culorii frunzelor toamna, ruperea lemnului, arderea gazului metan, acrirea laptelui, dilatarea fierului la cal, ruginirea fierului, topirea ghețarilor. Aveți răspunsurile? Sunteți bravo! Să le verificăm! Fenomene fizice sunt topirea cuprului, ruperea lemnului, dilatarea fierului la cal, topirea ghețarilor. Fenomene chimice sunt schimbarea culorii frunzelor toamna, arderea gazului metan, acrirea laptelui, ruginirea fierului. Ce semne ale reacțiilor chimice am depistat? Schimbarea culorii în cazul ruginirii fierului și schimbarea culorii la frunzele de toamnă, degajarea de căldură și lumină în cazul arderii metanului și schimbarea gustului la acrirea laptelui. Acestea fiind spuse, vă las să călătoriți prin misterioasa lume a chimiei, cuprinși de magia fenomenelor din viața cotidiană. Cu drag pentru voi, Nadia Cazăcioc.